Bună seara, prieteni, mămici, tătici, bunici, copii mari și copii mici, viitori părinți. Ultima lună din an, dar și prima lună din anul nou, sunt pline de tradiții și obiceiuri care țin de sărbătorile de iarnă. Iar iarna la români este, să spunem așa, la o răscruce între ceea ce înseamnă popular și modernism. Vorbim despre foarte multe tradiții care au evoluat, s-au adaptat, au fost schimbate oarecum, însă mai dăinuie și în zilele noastre pe aici pe acolo. Ei bine, despre împodobitul bradului, despre tăiatul porcului, despre vestirea nașterii Domnului prin colind și urările de an nou prin plugușor, sorcovă, o să vorbim în această seară cu un etnolog. Este alături de mine Iosif Ciunterei. Bună seara și îți mulțumesc! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și alături de cei care o să ne urmărească și mare mulțumire pentru invitația făcută. Vreau să depănăm amintiri, vreau să aflăm cum erau sărbătorile și cum sunt sărbătorile și oarecum încotro se îndreaptă lucrurile în ceea ce privește dăinuirea peste timp a unor tradiții și obiceiuri populare. Iosif, ai umblat pe multe coclauri și ai încercat să găsești oameni simpli, să afli de fapt, să spunem, acolo de pe rafturile prăfuite, să afli ce au ascuns acești oameni prin lăzile de zestre și ce nu vedem noi restul, care nu umblăm pe coclauri și nu prea mergem în gospodăria țăranului român, să aflăm ce pierdem. Cum erau sărbătorile și cum sunt acum, din punctul tău de vedere? E greu ca să răspund cum erau și cum sunt astăzi. Cred că trebuie să înțelegem rânduiala asta a lumii așa cum e. M-am întâlnit cu Badea Ion din comuna Șanț în urmă cu ceva vreme și l-am întrebat: Badea Ion, cum au fost vremurile când dumneata ai fost copil? Apoi Iosebe, au fost așa, ne-am făcut rânduiala noastră. Și aici oarecum mi-a dat de gândit. La care eu l-am întrebat pe Badea Ion: Badea Ioane, dar cine își face rânduiala asta? Face păi noi oameni ne-o facem, așa ne-am făcut-o noi atunci, așa și-o fac oamenii din ziua de astăzi. Într-adevăr că sărbătorile în satul românesc de altă dată aveau oarecare strălușire. Și de multe ori mă întreb și eu, cu toate că sunt destul de tânăr, dar iată că viața asta m-a trimis pe diferite drumuri și în momentul de față eu locuiesc aici la București, unde și lucrez, de unde și câștig pita și toate zilele, iar umblatul pe coclauri așa la sfârșit de săptămână sau când timpul îmi permite. Și am ajuns aici la București să mă întreb: bine măi, o să be, dar oare de ce nu mai sunt sărbătorile așa cum au fost înainte? Îmi aduc aminte, doamna Jeta, că atunci când ne apropiam de sărbători, mama s-a apucat să spargă nucă, mama s-a apucat să facă cozonac, mama s-a apucat să facă prăjitură. Păcând astăzi, iată că toate, din păcate, le cumpărăm din magazin. Până la urmă și mirosul ăla de cozonac, de prăjitură, de nucă proaspătă sau atunci când se punea pe sobă în tigaie de să prăjea o țiră, dădeam un miros mai aparte, pentru că în sat nu te întâlneai toată ziua cu prăjitură, cu gogoș, cu colac, le făceai numai la zi de sărbătoare. Astăzi lucrurile s-au denaturat, să spun așa. Ne-am învățat mai comoz. Am încercat să ne îndreptăm atenția spre alte lucruri. Toată lumea fuge în stânga, în dreapta. Mă uitam în urmă cu un an de zile în fața magazinelor, prin parcările supermarketurilor și era seara de ajun când vorba aia trebuia să stai să aștepți colindătorii și lumea, noi, poporul român, stăteam și ne împrășteam acolo prin supermarketuri că oare ce să cumpărăm și să punem pe masă. Noi astăzi, din păcate, nu mai facem nimica de mânuța noastră și să punem pe masă, pentru că, până la urmă, asta e sărbătoarea Crăciunului, să ne adunăm toți la oaltă, fiecare membru a familiei să adune unul cu altul
și să pregătească de mâncare. Să fie căldura aia sufletească între membrii familiei. Și din păcate lucrul ăsta s-a pierdut astăzi. Lucrul acesta s-a pierdut, dar uite că a venit un sezon atipic, un sezon în care ne vom petrece sărbătorile în această pandemie ce ne-a afectat pe toți și eu zic că o să avem ocazia un pic să reclădim lucrurile, să vedem cum le reașezăm și să petrecem sărbători alături de cei foarte apropiați în familie, alături de cei dragi. Și pentru că ai spus, fiecare perioadă are rânduiala ei. Eu întreb, până la urmă, pierderea acestor obiceiuri și tradiții înseamnă evoluție? Adică spre asta ne îndreptăm? Se așează praful peste ele și o să le vedem doar în înregistrări sau în diferite spectacole puse în scenă de teatre sau ansambluri? Vedeți, dumneavoastră, în ultima vreme am observat că multă lume vede trecutul ăsta ca pe o nostalgie. Mă întrebam și eu de multe ori, seara când vineam de pe coclauri, că oare și am cătat eu astăzi pe coclauri? Și știți la ce răspuns am ajuns? Măi, trebuie să știu de unde vin și încotro mă îndrept. Istoria ne arată de unde venim, dar ne arată și încotro ne îndreptăm. Tocmai de asta în continuare încerc atât cât timpul îmi permite să umblu pe coclaur, să arhivez cultura asta tradițională, lada de zestre a poporului român în format video, ca generația din spatele meu care o să vină să vadă de unde ne tragem și dacă or ști să socotească lucrurile, să vadă încotro s-or îndrepta. Într-adevăr, ne-am pierdut din tradiție. Lumea înțelege evoluție în evoluție. Depinde de fiecare cum judecăm lucrurile. Eu cred că ar trebui să luăm elementele din trecut, elementele folositoare, subliniez, și să le adaptăm vremurilor din ziua de astăzi și să nu privim trecutul cu atâta nostalgie. Iosif, ești tânăr, foarte tânăr, ca să spun așa, și ai dezvoltat o pasiune pentru ceea ce înseamnă zestrea noastră populară. Ți-ai urmat pasiunea și ai făcut și studii în acest domeniu și în calitate de părinte nu pot să nu te întreb cum putem să transmitem aceste valori copiilor de astăzi, copiilor de mâine, care pot până la urmă să le mențină, să le țină în viață peste ani. Păi, uite, dacă tot povestim de Crăciun și având în vedere situația pandemică care este la ora actuală la noi în țară, nu numai la noi în țară, peste tot în lume, cum am putea să le insuflăm dragul ăsta de tradiții tinerilor? Păi frumos, uite, acum de Crăciun să îi luăm, să-i așezăm frumos pe după masă, să învățăm să facă un cozonac, pe lângă cozonac să învățăm să colinghe și să învățăm valorile tradiționale și să învățăm suflul din care lumea de altă dată știe să hrănească. Ai spus atât de frumos, o hrană pentru suflet, ca să zic așa. Și ca să începem să fim puțin mai practici, având în vedere că în ultimii ani ne bucurăm de tot ce înseamnă feieria de sărbătoare cu luminițe, cu aranjamente, cu ornamente, cu brăduți, încă de prin noiembrie, eu zic să începem să discutăm puțin despre obiceiurile noastre populare și de ce să nu începem cu bradul. Unii l-au făcut, alții o să-l facă. Dar ce istoric avem noi și ce spune tradiția din popor despre brăduțul pe care fiecare îl are în casă de Crăciun? Da, obiceiul de a împodobi bradul de Crăciun, să știți că pe spațiul românesc nu a existat în trecut. El a apărut de la germani, de acolo l-am împrumutat și oarecum a prins rădășină și în spațiul românesc. Credeți-mă, doamnă Jeta, că eu acasă nu am avut brad. Eu n-am crescut cu brad. După ce am prins a umbla, să spun așa, după ce am intrat la școală,
Mi-aduc aminte că la clasă se povestea că toată lumea a împodobit bradul și mă mai duceam și eu în pădure și mai aduceam acasă o creangă de brad sau de molit pe care puneam două, trei nuși. Dar și dacă te duci în momentul de față în vatra satului românesc și întrebi și pe bătrânii trecuți de 70 și 80 de ani, o să spună că ei nu au împodobit brad. Dar având în vedere că a intrat așa în spațiul românesc tradiția asta a împodobitului bradului, trebuie să tratăm lucrurile ca atare și să ducem oarecum tradiția mai departe. Întotdeauna bradul se spunea că era împodobit în sara de ajun, înainte să vină colindătorii. Se împodobeau cu nuși, cu mere, iar la ora actuală, dacă îi să ne uităm la bradul împodobit, mai degrabă nu mai vedem brad natural, vedem un brad de plastic care e împodobit cu jucării, bomboane sau, eu mai știu ce, globuri poleite, am văzut la unii cu aur sau diferite pietri prețioase. Acum fiecare după cum înțelege rostul împodobirii bradului. Uite, o tradiție care a evoluat de la nuci și mere la ornamente foarte, foarte sclipitare, care cu siguranță aduc puțin de magie în casă, pentru că sub brăduț Moș Crăciun aduce daruri. De unde l-am împrumutat pe Moș Crăciun? Face parte din cultura poporului român? Nu face parte din cultura poporului român și Moș Crăciun. O luat amploare din diferite influențe, să spun așa, dar, uite, povesteam mai devreme de evoluție, în evoluție. Până la urmă, lucrurile au evoluat, am împrumutat fiecare. Până la urmă, trebuie să ținem cont și de faptul că peste noi au trecut atâtea și atâtea popoare. Și noi am luat de la ei diferite lucruri, ei la fel au luat de la noi diferite lucruri, dar Moș Crăciun nu exista mai de mult. Pentru omul de la țară, Crăciunul însemna ca fiecare să se adune acasă, să petreacă sărbătorile în bucurie și să-și amintească de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Din păcate, noi asta am uitat. Să sărbătorim nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Toată lumea se limitează la cât de bogată să fie masa, ce băutură să aibă pe masă și la alte lucruri materiale, dar de fapt nimeni nu se gândește că totuși de Crăciun s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, cel care au venit pe lume ca să ne mântuiască. Despre asta e vorba în sărbătoarea Crăciunului. Da, lucruri pe care poate le tratăm puțin mai superficial în euforia asta și într-o perioadă a consumului și consumatorismului. Dar dacă vorbești de bucate, uite, mi-amintesc că strâns legat de sezonul rece și specific oarecum, era tăiatul porcului, care cu siguranță astăzi nu mai înseamnă același lucru. Da, din păcate astăzi nu mai înseamnă același lucru. Mi-amintesc că o parte din frații mei au fost plecați prin străinătate și întotdeauna, în preajma sărbătorilor de iarnă, înainte cu o săptămână, de obicei în ziua de Ignat, în sâmbăta Ignatului, veneau din străinătate intenționat ca să tăiem porcul în familie. La fel și sărbătoarea de tăiere a porcului era tot o sărbătoare a familiei. Porcul se tăia în familie. Mi-au cam minte dimineața când ne trezeam, nici nu era bine crăpat de ziua și pregăteam cuțitele ca să tăiem porcul. Astăzi, din păcate, nu mai tăiem porcul nici cu cuțitul, că trebuie să-l chemăm pe domnul doctor veterinar să îl împuște. Dar la fel, și tăiatul porcului avea o grămadă de tradiție. Odată cu tăierea porcului, la fel, țăranii puteau să afle cum era iarna respectivă privind la splină, dacă splina era subțire. La splina porcului mă refer, atunci când se scotea din porc, dacă splina porcului era subțire, înseamnă că și iarna respectivă o să fie o iarnă slabă. Dacă splina se îngroșa, înseamnă că spre sfârșit de iarnă
era multă, multă zăpadă. Să nu mai povestim despre pomana porcului care se făcea mintenaș după ce porcul era adus în casă și se pregătea carnea pentru cârnați, caltaboș și alte produse, să le spun așa, din porc. Și chiar am pregătit pentru cei care ne urmăresc un material la care eu am asistat în urmă cu vreo 3 ani de zile, tocmai la Lelea Săiucă din satul Suplai, județul Bistrița Năsăud. Am asistat acolo la o tăiere de porc. Eu aș spune că într-un stil tradițional, raportând la vremurile pe care astăzi le trăim, și m-aș bucura ca și cei care ne privesc și vor privi secvențele din următorul material să înțeleagă esența așa cum probabil eu am înțeles-o atunci. Ce mese și acolo alea, Siuca? Am gătat ce s-a făcut porcul și de pustece la punct și facem de mâncare. Pomana porcului. Pomana porcului. Uh-huh. Haideți să le arătăm, alea, Siuca, și la domnii care se uită la mine tale. Uite aici cum, și poftim să vie să mănânce. Cum se face pomana porcului? Mă gândesc că în vreun șas ne putem apuca cum să de mâncat, nu? La noi așa se face, nu se face cu nu știu curie ce a crușit. Unde nu e mâncat curie și când ai porcul. Dă lungeata lui curie. Am văzut că ți-a fost mare porcul. A fost bucat. Da, și după aceea mintenaș cârnațul. Cârnațul și calbaș, nu ne zice cataboș. Uh-huh. Și le țărâm și le punem tăce să stea slănina oțui o săptămână cu sarea. Da, da, da. Și cărnul le pune luni. Cârnații iacă sau fumătoare ce sară. Să se zicească și apoi dau fum. Și îi punem în ladă, că până mergem mult, îi ținem în pod. Și era și frigul să usca și că rupea o daravă de cârnați pușca. În pod s-a fumat mai de mult. În pod. Cam la toată casa era. La toată casa, nu veni nimeni fumături. Așa au fost rândele, fost căsile acoperite cu draniță. Da, da. Și ghefurile astea să rujine și ce plouă în casă. Ce fum e bun, Lesiucă, pentru cârnați? Da, noi cu lemn de fag. Cu lemn de fag. Lemn de fag, lemn sănătos, nu putregăios. Și așa le afumăm. Mă pot să am zic că cu ce pum, cu ce și știu, cu ce mă cem să nu-i să amărască, așa că să n-ai nicio vază de porcă la noi, cu ce fag îl afumăm. Fain, așa dăm și foc și mai lăsăm și jar și până să fac ca alimentare. Și apoi le tăiem, le punem în pui și le băgăm lăzile astea. Da. Cum se spune, asta e rețeta tradițională așa, din bătrâni. Așa s-a făcut. Hai să nu mă obțerea că uite aici avem și o găzdoaie, uite aici de muști. Da. Ei, nu, n-am apucat să-l prind. Nu, hai înapoi. Lasă margă să-l pui la sărat. Da. Ce cureți acolo? Așa să... Să vadă domnii ce muști fai. Ce cureți acolo, a găzdoaie? Da, păi, muștiu. Pești porcului. Pești porcului. Așa se zice că așa sunt pești porcului. Punem cu sare și așa și au ceva afumat. Uh-huh. Să spun rujnițele. Da. Și pe lângă cârnațele, știu că ce mai pregătești, ce mai faci? Eu nu fac numai cârnaș călbaș. Uh-huh. Cum faci călbașul? Da, păi facem rântaș din grăsime de asta, să pune și apă, să pune șimbru, coprică, cipieri și se șerpe o mână de orez și le mesecăm fleacurile alea la noi așa să zic, măruntăile. Măruntăile, da. Nu le zicem fleacuri. Așa alea, eu le gemi cu cuțitul, ne bag cu mașina. Că spiem ui și grasă și le zicem cu cuțitul și le facem, le dăm o undă la șert. Să mănâncă. Dimineața, să mai iau un câu, să mai... Și din oase ce faci? Zamă. Zamă. Și aitura, piftie, cum spun domnule. Alea cap și ceșoare. Mhm. No, eu zic să le facem la Siuca o invitație la domnii care ne urmăresc să vină aici la dumneatale la Suplai la șina porcului. Da, păi să vie. Dacă nu ori mai prinde șina porcului, să vie la o drabă de cârnați. Da, păi roșie vrei. La șor vrei. E. Îi așteptați cu drag, așa-i? Vă cred. La tăce, și la jumări, minte, n-aș filmăm și jumările să le facem poftă la tăți oameni. Că care cu ce numări. Mhm. Care e din București, care e de la Baia Mare, care e de Vistiță, care e... Oamenii și... Bineînțeles, care-s bun. Care-s bun. Care-s bun, care-s tarma de scârbă. Și-am izdrași. Așa că, dragii noștri, vă așteptăm aici la Suplai, comuna Zagra, județul Bistrița Năsăud,
la pomana porcului, la le săiucă fetii. Trebuie să recunosc că după o asemenea excursie, ca să spun așa, în bucătăria tradițională românească, nu pot să nu mă întreb cum era masa de sărbătoare, ce aveau oamenii pe masă și ce crezi că a dispărut din bucatele pe care oamenii le pregăteau cu mare dăruire pentru masa de sărbătoare. Știți ce a dispărut? Uite, astăzi povesteam la muncă cu niște colegi vis-a-vis de dragostea sărbătorilor. Mie cel mai drag mi-a fost atunci când în seara de ajun mama să așeza lângă sobă, punea o oală și fierbea țuică. Noi la Bistrița îi spunem jinar, jinar șert cu săcăre. Mirosul acela de zahăr ars, care se punea în oală, după care se adăuga apă și apoi se punea țuica. Din mirosul acela mi-e drag și mi-e dor mie. Au dispărut sarmalele tradiționale. Astăzi le facem după diferite rețete. Au dispărut cârnațul tradițional. Astăzi îl cumpărăm din magazin. Au dispărut prăjitura, care de obicei pentru omul de la țară prăjitura era un foietaș cu niște umplutură de măr. Au dispărut gogoșele. Astăzi destul de rar le găsim pe masa oamenilor în ziua de Crăciun. Sunt multe care au dispărut de pe masa oamenilor. Sunt multe și ne spuneai și tu, adineauri, sunt multe lucruri pe care le achiziționăm din magazine. Și în periplul tău de aventuri, spune-mi, se mai face în cuptor de sărbători? La fel, da. Înainte de sărbători, aproape la fiecare casă sau cei care aveau cuptor erau foarte ocupați cu făcut de cozonaci, pâine, plăcinte și alte cele. Se mai face în cuptor da, la țară? Se mai face în cuptor. De obicei, în preajma sărbătorilor, obișnuiesc să mă duc pe coclaur, fie de sărbătorile de iarnă, fie de sărbătorile pascale. Și credeți-mă că în ăștia 8 ani de zile de când am umblat pe coclauri, n-am găsit gospodărie unde să nu facă lumea în cuptor. Am găsit la Mureș, am găsit la Bacău, am găsit în Bucovina, am găsit la noi în județ, în Bistrița, Năsău, dar am găsit în județul Cluj. Aproape prin fiecare zonă etnofolclorică pe unde am umblat, am găsit femei de la țară care încă mai fac fie pâinea, fie cozonacul. Sau uite, acum de Crăciun se făceau mai de mult coloșei care se dădeau la colindători. Deci în fiecare zonă etnofolclorică, în preajma sărbătorilor, să pregătesc bucatele în cuptor. Și așa e un lucru mare în ziua de astăzi. Mai ales pentru că mâncarea acolo în cuptor e cu totul altfel. Mai ales că am înțeles că nu e așa de ușor să fii șef la cuptor, ai nevoie de destul de multă practică. Nu, eu am întotdeauna am zis că femeia care știe să lucreze cu cuptorul tradițional, de fapt acolo e o întreagă artă. Înainte să încălzește cuptorul, după care să verifică, să vadă dacă cuptorul e destul de fierbinte înăuntru, să pune o hârtie sau mai de mult să verifica cu paie dacă prindeau foc paiele respective sau hârtia, înseamnă că era prea înfierbântat, deci să lăsa ușa deoparte să mai răcorească. Dacă la fel hârtia s-a prindea prea repede și nu ardea lent, era prea înfierbântat. Era o anumită modalitate, să spun așa, de a putea face pâinea în cuptor. Era nevoie de multă tehnică și răbdare. Astăzi ne salvează, ca să spun așa, butoanele și cuptorul electric, care merge exact cum ne dorim. Și la temperatura corespunzătoare. Exact. Trebuie doar să avem mână, ca să spun așa, și atenția necesară ca să facem ceva bun. Dar ai amintit de colindători, Iosif, și colindul
ducerea veștii nașterii Domnului din casă în casă prin colind era la fel un obicei care, cel puțin în copilăria mea, era destul de așteptat și practicat. Ei bine, astăzi lucrurile s-au denaturat puțin. Da, s-a denaturat foarte tare vis-a-vis de colind. Eu întotdeauna așteptam atunci când eram copil ca să intre în postul Crăciunului, pentru că mintind după ce să intra în postul Crăciunului, mă adunam cu frați și mi-aduc aminte că era Lelea Ioană de la noi dintre veșini, încă mai trăiește Lelea Ioană, e bolnavă și vine în fiecare seară la noi să ne învețe colinde, încă de când se lăsa postul Crăciunului, repet. S-a întâmplat în urmă cu vreo două săptămâni să mă duc acasă la Feldru și mama avea televizorul pornit pe un anumit post de televiziune, nici nu mă mi-aduc aminte spre ce post de televiziune era vorba și ascultam și că colinzi tradiționale, de fapt erau niște cântări. Nu trebuie să uităm faptul că nu oricine colinda mai de mult în satul românesc. Colinda să colinda în șerche de bărbați. Colinda să cânta fără instrumente muzicale. Colinda care rula atunci la televizor, mi-aduc aminte că era cu orchestrație de aproape, îmi venea mie ca să țopă. Eu mă îmblau pișoarele, uite așa pe sub masă, când vine să țopă, după ritmul muzical. Din păcate, astăzi nici să facem diferența dintre colinde și cântece de Crăciun nu mai știm. Toată lumea vine și colindă astăzi, dar de fapt ceea ce noi vedem astăzi pe televizor și îmi cer iertare că o spun aici la dumneavoastră, nu e decât o simplă prostituție folclorică și regret faptul că lucrurile vis-a-vis de colinda tradițională s-o denaturat atât de tare. Și eu cred cu tărie că oamenii de spiritualitate ar trebui să-și pună semne de întrebare vis-a-vis de colinda tradițională și să iei neapărat măsuri ca să o poată salva. Pe de altă parte, dacă asta se promovează, cum putem noi să ne educăm copiii? Cum poate școala să educe copiii în acest sens, mai ales că obiceiul încet încet este înlocuit de tot felul de întâlniri, petreceri, party-uri și așa mai departe. Știți care e problema? Colinda tradițională nu se vinde astăzi în televiziune. Dacă nu faci show cu colinda, nu ai ce să cauți în televiziune. Eu cred cu tărie că prima sută de șernere ar trebui să fie în televiziuni. Acolo unde, de fapt, toată lumea, în momentul de față, are acces dând niște bani și deja în câteva minute au apărut pe televizor. Cărțile de specialitate povestesc despre colindă. Din păcate, atunci când etnologii, folcloriști au studiat colinda tradițională, nu au avut instrumentele de a putea televiza, să spun așa, în format video și astăzi să putem să ne documentăm mult mai bine. Dar, repet, prima sută de șernere ar trebui să fie în televiziuni. În televiziuni și în familie. Cu siguranță de aici pornesc vlăstarele tinere în viață și uite, la fel ca și tine, putem să avem la un moment dat o generație care va înțelege lucrurile altfel. Da, eu le-am înțeles altfel, pentru că totuși în spatele meu sunt 8 ani de umblat pe coclauri. În primul rând eu am crescut în satul românesc, după care am luat la studiu, la picior, satele românești din județul Bistrița, Năsău, după care pe alte coclauri de prin alte județe. Dar pentru a acumula experiența asta mi-a trebuit 8 ani de zile. 8 ani de zile în care eu m-am dus și am stat de vorbă cu omul de la țară, 8 ani de zile în care eu am lucrat cot la cot cu omul de la țară, 8 ani de zile în care eu am dormit aproape săptămânal în casa oamenilor de la țară, 8 ani de zile în care eu periodic m-am dus la bufetul satului și am stat și am băut cu oamenii de la țară. Și lucrurile pot ca să le enumăr în continuare, dar pentru asta, repet, nu trebuie 8 ani de zile.
prin care eu să-i văd bucuria omului de la țară, prin care eu să simt durerea și toată splendoarea satului românesc. Și dacă vorbim de Colind și de modul în care tu, Iosif, ai intrat în casele oamenilor simpli, eu zic să vedem și cum arată o colindă tradițională românească. Doamne ajută și seara bună! Bună seara! Cum vă numiți? Horga Ioana. Deci tot Ioana? Da, da. Suntem deodată. Și de-a cui sunteți la Ioana dumneavoastră? De-a lui Horga, așa ne-au zis aici în sat. Uh-huh. Și câți ani aveți? Am 76. Mulți înainte și cu sănătate. Mulțumim! Și ce să vă spunem, obișeiurile noștri au fost frumoase când am fost noi tineri, așa ca dumneavoastră. Pot să mă așez aici lângă dumneatale? Merem. Hai să-ți și dumneavoastră. Abia apucam să vie Crăciunul, să merem la joc, era șase nopți și 5 zile de joc. Păi jucam de o parege de bocan și de aia, cum eram de mult, aia zdrobem. Că jucam zi și noapte într-una, era ziua de la 2 să începe până seara la 5, după aia de la 7 la 8 seara până la 2 la 3 noaptea. Ăla era obiceiul, jocul. Și unde era jocul ăsta? La cămin. La cămin? La cămin. Dar înainte să apară căminile, unde se făcea? Pe la căs. Pe la căs. Pe la căs. Și la noi acasă, la părinții mei, era gazda, că așa zicea atunci, că era turcă. Uh-huh. Cu aia n-am început cu turca, aia în ziua de Crăciun, adică în seara de ajun. Să umbla cu turca. Să umbla cu turca și era două gazdă, de mult. Una era de ea mai mari, de fișori, și una era de copii de ea mai micuți. Și era frumos și era obișeiuri și colindatori și mereu ne strângeam de ăștia mai tineri, câte 3, 4, 5, 7 pareți. Și mereu pe la căs și colindam și era cu totul altfel. No? Eu am când îmi aduc aminte și când văd că și îi crește tensiunea. Vă crește tensiunea? Da. Dar și eu la Ioana. Păi da, păi nu-i cum era. Nu-i cum eram. Eu dacă, eu sunt bătrână, eu nu mai pot să ne joc cam ușă. Dar m-aș duce să mă uit la ei. Aș merge, dar nu mi merge nimeni și nu mi știu și... La televizor vă uitați? O, cum, într-una. Am un colindă televizorul la Ioana. Într-una, eu văd. Eu văd că nu mă... Ce părere aveți de colindzele de pe televizor? Sunt foarte frumoase, dar totuși parcă când era... Eram așa în direct, era mai bine, mai frumos. Am uștit să facem așa. Cred că în seara de colindat răsunau ulițele astea. Vai de mine, numai că colindat, ciuie fișorii și era ceva deosebit față de amu. Față de amu, era foarte frumos, ce să zic. Eu aia vă pot spune că când văd ce tirașul ăia de la Gerla și cu jocul ăla de pe somn și apoi... Când stau pe canapeu, gândești că mă ridică scaunul. Eu de-abia merg în joare. Păi trebuie să luați bota sau mătura. Așa ar trebui. Și să purtați. Eu de-abia stau în cișoare și gândești că îmi place. Nou. Au fost alte vremuri, altfel. Acum e așa, ca acum ce să facem? O ducem așa. Într-adevăr, lucruri cu care nu mai suntem obișnuiți și mă bucur că încă în anumite colțuri din țara asta se păstrează. Iosif, după cei 8 ani în care tu ai intrat în casele oamenilor și știi mai bine decât noi aceste comori populare, spune-mi ce alte obiceiuri, ce alte tradiții ai descoperit și îți sunt dragi și nu le mai întâlnim la tot pasul. În preajma anului nou, la fel, în satele românești, să umbla cu capra, să umbla cu viflaimul, să umbla cu iroză. Bineînțeles, în seara de Crăciun, să vestea nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Pe urmă, în perioada de trecere dintr-un an în altul, acolo erau niște colinzi mult mai iuți, să spun așa. Erau colinzile care speriau, să zic așa, anul vechi și intram cu bucurie în anul nou. Iată, astăzi jocul caprei a dispărut. Mi-au aminte că am televizat în urmă cu vreo 3 ani de zile la Ilva Mare. Uite, spre fericire, noi, județul Bistrița Năsăud, ne mai putem mândri cu un lucru, că acolo la Ilva Mare mai există belșugarii.
de la Elva Mare, care imită într-un fel sau altul jocul caprei, un lucru formidabil, dar din păcate colinzele care se mai practicau de anul nou au dispărut. Și aici mă refer la Eros, la Viflaim, la fel, la steag. Mă era, bunica mea zicea că la steag umblau numai țiganii. Acum să-mi fie cu iertare că am adus aminte. Cam astea erau colinzele care se practicau. Pe de altă parte, nu pot să nu amintesc de Plugușor, de Sorcovit. La fel, nu-i mai vedem pe copiii astăzi sau pe tineri umblând pe străzi cu aceste urări. Da, noi trebuie să înțelegem un lucru, că mai demult nu se umbla a vesti nașterea Mântuitorului Iisus sau trecerea dintr-un an în altul pentru bani. Astăzi am observat că tinerii sunt îndemnați să margă să colinde pentru faptul că li se dau niște bănuți. Atunci li se dădeau nu și mere cozonac sau colășei, cum spuneau unii bătrâni. Nu se duceau, vă dați seama, pentru nușile și merele care li se dădeau. Se duceau pentru bucuria în sine, că ei se adunau tot satul. Uite, mi-aduc aminte că între sărbători, între cele două sărbători, între Crăciun și Anul Nou, pe Valea Someșului Mare, dar și pe Valea Răbrei din județul Bistrița Năsău, se făcea joc cu berea. Ăsta e un joc care începe și se tocmea încă de la Crăciun. Fișorii din fiecare sat din pe Valea Someșului Mare se adunau la alți fișori, se împărțea satul respectiv în două, capătul din sus a satului și capătul din jos. Iar după Crăciun, în fiecare zi, se lăsa cu joc în centru satului. Se pornea dintr-un capăt în altul și se întâlneau tinerii în centru satului și acolo se lăsa cu joc. Jocul respectiv se numea berea. Dar, repet, și jocul ăsta era construit intenționat de a se întâlni tinerii, de a se bucura la oaltă. Iosif, nu știu exact, sincer, câte obiceiuri și tradiții mai sunt în picioare astăzi. Este foarte greu să ne dăm seama pentru că gospodăria țărănească, gospodăria românească e în continuă schimbare. Dar dacă mai există, cât crezi că mai rezistă, deci dacă există, cât mai rezistă și cum ar trebui noi românii să ne raportăm la această moștenire până la urmă culturală a poporului român pentru a nu rămâne doar amintirea ale bătrânilor, ca să spun așa, pentru că ei la un moment dat se duc. Și odată cu ei o să meargă și amintirile și parte din cultura și zestrea noastră tradițională. Corect. Dacă vă spune câte telefoane primesc săptămânal, e pe coclauri de la oamenii pe care eu i-am colindat, să-mi spună că o parte dintre ei s-au prăpădit, nu v-ar veni să credeți. Cred că 70% din oamenii pe care eu i-am intervievat în ăștia 8 ani de zile s-au dus la cele veșnice. Și tocmai asta mă motivează mai tare ca eu să umblu pe coclauri, pentru că știu că peste 5 sau 10 ani nu o să mai stau de vorbă cu Leleana și cu Badea Ion și o să stau de vorbă cu tanti Ana sau cu fermierul Badea Ion. Trebuie să înțelegem că tradițiile ne definesc pe noi ca popor. Tradițiile ne arată ceea ce suntem noi. Nu cred că e vreun popor în lumea asta care să aibă atâtea tradiții. Și aici mă refer la atâtea tradiții vii pe care astăzi în vârful muntelui încă le mai întâlnim. Ce putem face noi specialiștii e ca să le arhivăm în format video și să le putem da mai departe generațiilor care o să vină din spatele nostru.
Evident că instituțiile competente probabil că ar putea să facă mai mult. Dar acum, datul ăsta mai departe, înspre public, trebuie făcut de asemenea de oameni competenți. Nu te poți duce de la oraș la sat să stai de vorbă cu bătrânul cu tare când de fapt tu nu ai trăit nici o zi la sat sau tu nu ai lucrat nici o zi acolo alături de omul respectiv. De asemenea, mai este o problemă. Odată ce pe omul de la sat îl pui pe sticlă, a doua zi omul respectiv în sat îi privit ca un artist. Și aici mi-a fost mie păcatul de multe ori, atunci când umblam pe coclauri. Pentru că eu imediat după ce intervievam un om, nu ieșeam bine din casa lui și mă întreba că oare când se aude pe radio sau când se vede pe televizor. Ei, iată și lucrul ăsta, nu-i tocmai un lucru bun, pentru că unii oameni pot ca să scoată țăranul din mediul lor și să îi dai o altă titulatură față de cea pe care el ar trebui să o aibă. Iosif, eu îți propun să vedem ce are de spus despre colindat și Ana Larionesi, o altă doamnă în al cărui casă ai ajuns și cu siguranță... Da, din păcate trebuie să remarc un lucru, Lele Ana nu mai trăiește. Din păcate, când am intervievat-o în urmă cu vreo 5-6 ani de zile din St. George Băi, mi-ar fi fost drag ca să o mai pot prinde în viață și să mă îmi povestească. Dar eu a fost o femeie atât de faină și bunul Dumnezeu să o odihnească. Să o odihnească bunul Dumnezeu și uite nouă ne-a lăsat o lecție despre ce înseamnă colindatul. Era frumos, de-abia așteptam să fie Crăciunul și ne pregăteam cu tefelul și la colindători, vine colindători. Și colindam și ne dușem la vecini, la neamuri. Atunci merem a colinda nucamul. În toate părțuri, până după mează noapte, merem și colindam, mi-era drag. Ne petreșem, vine și ei, merem și noi, mi-era drag. Fain, pe felul de colind. Vă strângeți așa în grupuri? Da. Mai mulți tineri? Da, cu vecini, cu neamuri, pe sau altă și... Ne ducem și colindam pe toți vecinii pe rând și ne ducem la neamuri și colindam pe fel de colind. Ce vi se dădea când colindați? Mi-era drag. Cum? Ce vi se dădea? Păi, gândeam la... Mă gândesc că nu vă dădea nimeni bani pe vremea aceea. Bani nu. Ne petreșem băuturi, mâncare. Mere, nuș, da, nu mai se vădă de mere, da, mi-era drag, nu. Am un să mai colindă pe aici, mai colindă tineri să mai strâng? Am nu. Nu, ori de ce nu mai colindă? Nu știu de ce nu le drag să laude pe Iisus, ca cum era, e fain să colind, să nețele, da, cum de ce? Așa le pila sfințit, mândră steană a răsărit, după care noi ne-am dus ca să găsim pe Iisus, pe fiuțul Mariei, pe pământul Galilei. Zice-se că Maria din casă în casă îmbla, nimeni nu o lăsa să nască pe Mesia. Maica Sfântă atunci s-a dus către Bifraim în sus și-ntr-o pește a intrat, pe nimeni n-a întrebat și nesele a născut pe cel așteptat de mult. Noi vă zicem să trăiți la mulți ani cu bucurie, prunșii să-i căsătoriți și într-un mulți ai fericiți. Tău ca merii și ca perii, zicem, în mijlocul primăverii și ca toamna și-a bogată și-o așteaptă lumea toată. Tot felul de vorbe. Da. Mai erau și tot felul de alduituri. Cum? Mai erau și alduituri, mă gândesc. Ah, wow, da.
Da. Uite, era fain atunci în vremea aceea. Da. Fain. Era drag, de-abia așteptam să fie Crăciunul. Să zicem, colinde astea, ce vedea era asta, toată lumea colinde. Și la nuntă ce s-a întâmplat, încă-i faină, nu? Încă, da. De, la nuntă ce s-a întâmplat în Cana Galilei, fosta și Iisus chemat în Cana Galilei, iar mama lui Iisus în Cana Galilei, văzând că nu-i vin de ajuns în Cana Galilei, slujile le-au mandat în Cana Galilei, apă în șase vase au pus și le-au umplut până sus în Cana Galilei. Și le-a binecuvântat în Cana Galilei, apa în vin s-a schimbat în Cana Galilei. Și atunci toți au priceput că Mesia s-a născut în Cana Galilei, s-a născut să pătimască în Cana Galilei, lumea să o mântuiască în Cana Galilei. Faină, nu? Uite ce faină! Da. Și uite că totuși vă mai amintiți amul la 90 de ani. Veste nouă vă aducem, veste nouă și întristată, că am cerdut o zi însemnată și ținem legea stricată. Crăciunușe l-am avut, ca și o rouă s-o trecut, și nu lume avem mai mult, cântam mai de mult, poate știi acar și cine, că sfârșitul lumii vine, când sfârșitul lumea și îngerii vor îngeri din patru cornuri de lume la toți oamenii pe nume, să iasă la judecată și cu morți deodată. Judecata-i mare prișe, craii și împărați or plânge și-or vărsa lacrimi cu sânge. Vor judeca vii și morți și ne-or judeca pe toți. E faină. Faină. Cu adevărat emoționant, ca să spun așa, pentru că nu știu câți dintre noi o să reușim să înmagazinăm atâtea amintiri și emoții și oarecum valori pe care în satul românesc încă le mai găsim în anumite gospodării. Ce te face să mergi mai departe, Iosif? Ești doar un individ, da? Și eu mă întreb cum ar trebui noi românii să ne raportăm individual la ceea ce înseamnă moștenirea noastră populară și asta și pentru că statul român și instituțiile în sine nu știu, pare că nu o să facă foarte mari progrese în a salva până la urmă zestrea românilor. Oamenii de la sat mă motivează, în primul rând. Mă mai motivează și oamenii de la oraș care nu cunosc pe adevărat lada dezastre a poporului român. Alte lucruri cred că nu mă motivează, dar știu că dacă ar fi și mâine să plec din lumea asta, deși e cam devreme să spun lucrul ăsta, nu mi-ar părea rău pentru ce așa am făcut. Știu că în urma mea o să rămână o arhivă pe care eu am adunat-o de pe coclau, de la oamenii din sat și am șernut-o prin sufletul meu și am dat-o mai departe lumii și sper cândva să poată ajunge materiale de referință pentru poporul român. Și dacă ne spuneai și tu, dacă nu cunoaștem îndeajuns viața de la țară, dacă trăim în această globalizare și ne este greu să ținem în viață tradițiile, ce putem face individual? Ca și români. Individual, fiecare cred că dintre noi avem bunici la țară.
Cel mai de preț lucru pentru ei cred că ar fi să ne rupem din fuga asta după bani sau după alte lucruri materiale și să ne așezăm cu ei la o poveste, să îi întrebăm despre cum au fost vremurile mai de mult și cum o duc în momentul de față. Cred că ăsta e primul pas pe care îl putem face, iată, cu toți, la oaltă de mâine. Nu-i bucurie mai mare pentru omul de la țară că atunci când cineva îi bate la ușă sau îi calcă pragul căsă și îl întreabă de sănătate sau de cum au fost mai de mult lucrurile. Asta am putea face în prima fază. Este într-adevăr o provocare care vine foarte frumos pliată, mai ales acum de sărbători, când ăsta ar fi secretul în acest an, să fim doar cu cei foarte apropiați, în familie. Tu, Iosif, cum vezi configurația sărbătorilor din acest an, când nu o să putem să fim foarte volubili și să ieșim foarte mult, așa că trebuie să ne facem altfel planurile decât în anii trecuți. Eu n-am înțeles de când e moda asta că trebuie să ieșim în preajma sărbătorilor cât mai mult. Pentru mine sărbătoare înseamnă familie, pentru mine sărbătoare înseamnă să mă duc la biserică și să mă bucur de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Mă refer la Crăciun, la Paști, de asemenea. Înseamnă să petrec sărbătorile acasă și să mă duc la biserică ca să iau Lumina Sfântă. N-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată de ce toată lumea fuge în stânga și în dreapta când sunt sărbătorile. De ce ne trebuie să ne ducem la hoteluri sau în altă parte, când de fapt noi acasă ne putem face singuri cu mânuțele noastre fericirea. Fericirea, toți fug după fericire, toți o caută, însă foarte puțini o și găsim, iar în contextul actual, ca să spun așa, este o perioadă mai grea, o perioadă în care suntem dați peste cap, o perioadă în care cred că foarte mulți oameni nu au avut curajul să meargă la biserică, nu au avut curajul să iasă în colectivitate, și atunci de asta zic că mi se pare că sunt umbrite puțin sărbătorile de această perioadă. Nu, eu nu cred că sunt umbrite. Eu cred că în momentul de față o să ne bucurăm mult mai mult unul de altul. Cred că în momentul de față o să putem aloca timp mai mult familiei și celor dragi. Țăranul român întotdeauna spunea că rău cu rău, dar mai rău fără de rău. Așa că nu cred că ar trebui să fim atât de pesimiști în a privi sărbătorile Crăciunului. Pesimiști sau nu, eu zic să mai aflăm câteva lucruri despre colindat de această Așa, dată. Eu... De această dată din altă parte a țării. Mergem la Cluj? Mergem la Cluj, în satul Măgoaja, din județul Cluj. Se spune că acolo, în satul Măgoaja, de acolo a plecat Pintea Viteazu. Și am descoperit-o în urmă câțiva ani de zile Pălelea Măriei Gioagiu, care pregătea cozonacul pentru sărbătorile de Crăciun și coleșeii pe care se-i dea la colindători. Eu pe acolo, pe la Lelea Mărie, mă mai duc cam de 2-3 ori pe an și întotdeauna o găsesc cu aceeași veselie și cu aceeași bucurie. Am udai acolo cu ouăle, Măriuță. Da. Aici sau de casă? Nu, de casă. Să mă iau găinile. Să mă iau. Nu li frig. La care nu îl pica penile. Zi, cum facem? De 17-a e singura. Da. Azi de dimineață, împreună cu Lea Mărie,
v-ați apucat de socășit. Da, am făcut colacei, am făcut cozonac. Că vin Sfintele Sărbători. Vin Sfintele Sărbători și... Să le arătăm. Și vin colindatori să vedem ce cu ce-i servi. Să mai practică servirea, să spun așa, la colindător cu colaș, cu nuș, cu mere. Să practică, dar mulți refuză și nu vreau să ieie. S-o înștimba rânduiala. S-o înștimba rânduiala și acum nu le mai trebuie nici nuș, nici mere, nici colacei, nici nimica. Mă gândesc că atunci când dumneavoastră tale îmblai la colindață, să dădea mai mult câte o nucă, câte un măr, da, câte un colac. Da, când eram noi copii, umblam la colinda, ne da mama câte o straitucă în mână la fiecare și umblam din casă în casă și colindam. Și gazda ne da câte un colac, câte o nucă, câte un măr, cât ce avea. Și eram foarte bucuroși. Nu. Am o care umblă colinda, le trebuie bani și altfel e acum. Da, vidor de vremurile așa, da, ale vidor, da, Măriuța. Am vrea să întorc înapoi, dar nu se mai poate. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Da. Și-o fost o trecut. Ce fel de colinde să colindau atunci pe vremea, da, când dumneavoastră era vremea fată? Da, pe vremea colinda, ce vedere minunată, ce ați văzut păstori, la nuntă ce s-a întâmplat, multe colinzi. Da, ne colindați și nouă colindele, da, Măriuța. Da, nu știu. Așa, care vă vine amu în minte? Pentru copii, unii erau căsc cu copii, colindam. Sculați, sculați, mii și mari, Hristos a născut. Sculați voi români plugari, Hristos a născut. Căci vă vin colindători, Hristos a născut. Noaptea pe la cântători, Hristos a născut. Ei nu vă duc niciun rău, Hristos a născut, căci vă duc pe Dumnezeu, Hristos a născut. Dumnezeu adevărat, Hristos a născut, raza-n soare a luminat, Hristos a născut. Da, și colinzi din aeste erau, da, mai de mult. Da. Da, să mă îmblă amul la colindat, mă îmblă băiță. Mai umblă, dar umblă cam mulți la o lată. În grupuri. În grupuri mari. Atunci umblam câte 5-6 copii și s-au știmbată de lucrurile și vremurile și oamenii și toate. Da. Eu mă bucur tare mult că, uite, amul, un prag de sărbătoare, am ajuns așa în casă la dumneavoastră. Și mă bucur că, iată, am găsit femei care fac pită în cuptior, care mi-i fac colac și nu-l cumpără, da, de acolo din magazin, din cooperativă, cum, să, da, cum spuneau bătrânii. Da, din cooperativă. Da. Urmează să băgăm mintenaș colacul în cuptor. În cuptor. Să se cocă. Să cocă, să-l putem în casă, să-l împartăm la copii. Da. Ce mâncăruri să mai fac de sărbători? Da, păi să fac bucăte, facem sarmalele alea tradiționale. La fiecare casă să faci sarmale, apoi salată de biof, jumări, de-astea tradiționale. Porcul ăsta tăiat? Tăiat. L-ați pus și în afumătoare? L-am pus în afumătoare și la saramură și l-am pregătit. Da, da, da. No. No, atunci îi rugăm pe domnii care ne urmăresc să urmărească în continuare filmulețele de aici, de pe, da, pagina cu Iosif pe Coclaur, pentru că urmează mintenaș să băgăm colacul acolo în cuptor și să vedem cum se coașe. Da. Îți plouă în gură, nu alta, și când te gândești câtă bucurie era mai de mult să primești astfel de preparate după anunțarea prin colinda nașterii Domnului, pare ceva ireal. Da, pare ceva ireal și am observat că în ultima vreme, atunci când li se mai dau copiilor câte o bucată de cozonac, după ce colindă, să zic așa, gazda, de multe ori copiii lasă cozonacul pe marginea geamului sau la portiță atunci când ies din gospodărie. Ce înseamnă acest pentru lucru pentru gazdă? Așa cum... Ce înseamnă faptul că lasă pe marginea cozonacul? Asta ține până la urmă de educația noastră, de modul în care nu punem valoare pe ceea ce acești oameni fac cu atâta drag.
Corect, corect. Ține de educația fiecăruia și nu, fiecare după cum se bucură de ceea ce primește. Pe de altă parte, spunem dacă i-ai gustat. Nu cred că găsim cozonacul, în comerț, nu da, cred că găsim noi în comerț același gust. Da, i-am gustat și au un gust, Doamne ferește, că deja parcă și sunt așa prin mine. Și de fiecare dată când mă duc acolo la Lelea Mărie și în momentul de față aprinde cuptorul, Dumnezeu are cuptorul respectiv pe care și cei care se uită la noi l-au văzut. Și întotdeauna îmi pregătește, ba o plășintă acolo cu vara, îmi face plășinta cu vărzar. E deosebită. Da, nu mulți dintre noi mai avem unde să gustăm astfel de preparate pregătite în casă, în gospodărie, cu foarte multe componente care țin cât de cât de munca omului de la țară, pentru că foarte mulți din cei care încă mai au cuptoare, care încă fac astfel de preparate și cultivă câmpul și atunci cu siguranță au acest gust mai special decât ceea ce putem face cu componentele pe care le cumpărăm din magazine. Da, corect. Probabil că noi nu mai avem nici specialitatea, să spun așa, ca să putem pregăti astfel de bucate, dar trebuie să ne bucurăm de faptul că mai avem bătrâni. Iată că e sărbătorile astea, ne putem duce pe la câțiva bătrâni care să ne învețe cum să făceau cozonașii mai de mult sau alte bucate în preajma sărbătorilor de Crăciun. Și asta ar trebui să și facem. Dacă nu mai putem umbla în stânga, în dreapta și să ieșim, cred că ar fi tare simplu ca să ne ducem la vecinul sau la vecina și să întrebăm mai cum să făcea cozonacul în preajma sărbătorilor și să ne învețe. Ia spunem ce te-a mai învățat Lelea Ana. Lelea Ana, vai, dar câte nu m-a învățat Lelea Ana. M-a învățat și ca să joc, mi-a arătat și cum să juca mai de mult. Mi-a arătat și cum dumneai ei, să știți că face niște cămeși tradiționale atât de frumoase, cunoaște niște cusături atât de frumoase, nu știu câți de acolo din sat, de la dumneai din Măgoaja, mai cunosc tainele cusutului, așa cum dumneai ei le cunoaște. Dumneai ei a fost și descântătoare, să spun, acolo în zonă, la nunț, atunci când se ducea găina la nănaș. Nu știu ce nu știe face femeia asta. Nu știu ce nu știe. A colinda știe? Știe și să colinde. Și tocmai am un material împreună cu tanti Măriuța pregătit pentru cei care ne urmăresc și cred că am putea ca să le și ascultăm. Le Mărie din Măgoja și Le Măriuță din Chiuiești, care-i maritata ei și Măgoja. Și eu tot din Chiuiești. Tot din Chiuiești și eu. Da. Suntem adunaturi. Da. Ei, cum era mai de mult de Crăciun, Le Mărie? Îți mai amintești cum era de sărbători? De sărbători? Da, la cum se pregătea colinda. Lumea. Da, în blama colinda frumos acolo și cu fete de seama noastră. Cu străițucă, strângeam curașei, și mere și nuci. Mere și nu se dădea mai de mult. Da, numai bani le trebuie. Să mai păstrează pe aici, pe Măgoja, tradiția colindatului. Da, da. Se păstrează. Da. Mai îmblă băieță, copiii. Se păstrează și se mai înnoiesc. Și mai... Da, se păstrează, sigur că da. Da, am copiii tot așa se bucură și ei de colindă și țuri. Ține aminte că acum am ținut și noi. Câtă bucurie la sărbători. Cam de pe la ce vreme începeau copiii să colinde mai de mult? Când în seara. Când în seara. Să te duci cu colinda. Cum erau gătați copiii atunci? Care îmblau acolindat? Gătați? Eu cum erau îmbrăcați? Câteodată. Cum erau? Da, noi am prins noi chiar hainele astea populare. Poate și alalți dinaintea noastră umblat. Cu șapte în cap, cu... Te îmbrăcai a doua zi de Crăciun, a doua zi de Paști, în ziua de anul nou te îmbrăcai cu poli, fechile. Am poză, ți-o pui la dispoziție, poză cu vreo șapte feche, cum ne îmbrăcam a doua zi de, și atâta erai de mândru în ele.
Și după ce o cam trecut, atunci vremea noastră a fost până 73, până 74, nu mai s-a îmbracat nimeni cu ele, nici a doua zi, nici când. Am us-o reluat, îmbracat-o ăsta. Nu mai s-o ripare. Și e bine că s-a reluat, Lea Maria. E foarte bine să spui o treabă, Gustinu, cum eu am făcut un eveniment după Pintea și părintele ea ăsta nou care mi-a venit, a spus toată lumea să se îmbrace cu costume populare. Și odată în săptămână și ai văzut la toate femeile hainele pe rudă, frumos pusă, și chiar se bucura și el, eu nu prea am fost de acord, dar eu am făcut cum a zis el. Dar după aia atât am fost eu de mândră de lucrarea aceea, că acolo are poză în sat și la biserică și pe acolo, și un drum de oameni îmbracați. Și nu cunoșteai fetele și feșorii, ziceai că zi n-au sat când le vedeai, că altă față are haina asta, și altă față are altile. Trebuie că v-a fost drag când i-ați văzut păteți în costume populare. Nu pot să uit bucuria aceea, vă spui. Și am mers la biserică și când am văzut lumea îmbracată, așa, dar chiar lumea o executat așa și o spus părintele să se îmbrace înainte cu o săptămână. Și în săptămână aceea lumea și-o scos hainele. Și de atunci părintele ăsta ne tot spune să ne îmbracăm la Paști, la Crăciun și ne îmbracăm și chiar le luăm cu toată dragostea. Da. Văd, Lea Măriuță, că neatale ai o cămeșă tare bătrânească, da. Pe dumneatale, de câtă vreme o ai? Da, pe asta e cămeșă de ale bunica, de mama mami mele. Mhm. No. Cam câtă vreme am? Am de 100 și ceva ai. Are 100 și... Da, da. Mm-hmm. Da, mai... noi ne mândrim cu ele, da. Și le pupăm mânurile, da. Acolo uniez la care, da. Le-au făcut. Că noi n-am prins mult, noi am prins alte mândrețuri de astea. Alte le-am făcut. Noi am prins Călinu, am prins ștergul, le pideau mândre și am uieșt celălalt, nu le-au prins nici astea, dar noi chiar le pupăm mâinile. Acolo uniez și Dumnezeu să le... ierte și să le șie țărâna ușor, că mult o lucrat. Mult o lucrat la ele. Și umbra cu ele și la lucru, vezi? Și cum le-o spăla, că n-o făcut și ele spăla, că n-o fost sopone și de roșu, șampone și tot felul, camu. N-o fost. Greu le-o fost la femei mai de mult. Fost în grajă, fost în sapă, fost în coasă. Umblau cu hainele astea zile pe dos. Duminica le înturnau pe față și umblau cu ele pe față și mereau la biserică. Am luat după și am venit aici și o rochie pe dos și mi-era și cârtită și au venit și domn de la partid, la baba aia asta, să le facem de mâncare. Și atât au râs domnii așa de mine, că și cu ea cârchită și pe dos. Dar așa era, că așa ai învățat. Să mai umbli cu ea și pe dos și pe față, da. Numai de salvator. Lea Maria, în mod țără, că văd acolo că ai încovată ceva, da. Să le arătăm și la domn și e pregătit. Noi aici și în ce scop am venit eu la dumneatale. Așa, e aici, e aluat, și, facem colașei de Crăciun, să dăm la coptii. Colacul de Crăciun. Da, colașei. Uh-huh. Colașei și aici e cozonacul. Așa. Da, da, e aici e cozonacul. L-am frământat, bun. Da. Deci azele, Marie, facem colac, da, colășei. Da, facem colășei pentru copilaș, că vin acolinda și ne bucurăm de ei, da. Că ne vin la ușă. Bucurie. Așadar să le spunem la domnii care ne urmăresc amu, să ne urmărească o țiră mai târziu, când băgăm colacul. Să le dau și un borș, să le dau carnați și să le dau un șon din galuște, cum zici, domnii. Da. Un bar de jenars. Da. E tăi, da. Este, o să le urmărească domnii aici pe pagina de Facebook, Iosif, pe Coclau și pe canalul de YouTube și îi rugăm să revină la următoarele filmulețe. Să vină, că noi avem de tăi și alea aici. Avem cartofi, avem fasole, pune-i lume, cât e bună, cât e bine. Iar vin niște domni de la București și le-a spune pe masele. Băi, dar ce să le pui? De tăi și alea, bunătăți de astea, care nu-s cu de așelea, cu ierbișie și cu euro și cu tot. Că vadă pe când ori mânca un blic de mază refrecată, cum ori pușca după ei. Da. Așadar, dragii noștri, vă așteptăm în următoarele filmulețe, da. Să vedeți cum să coc cozonașii acolo în cuptorul tradițional. Da. Nu mai sunt sărbătorile cum erau cândva, dar sunt îndrăgite și așteptate atât de cei mari cât și de cei mici. Pe de altă parte, o să fie un sezon în care marea provocare e să ne găsim liniștea întihnă alături de cei dragi, în familie. Și să cugetăm puțin, uite, la moștenirile pe care le avem din străbuni, de la cei care încă putem să învățăm. Iosif, care sunt cele mai prețioase lecții pe care trebuie să le ținem minte referitoare la sărbătorile de iarnă? Cele mai prețioase
lecții pe care trebuie să le ținem, eu cred că e una singură, ca în preajma sărbătorilor de Crăciun să vestim, așa cum am subliniat încă de la începutul emisiunii, să vestim nașterea Mântuitorului Iisus, să vestim bucuria asta, bucurie pe care o putem vesti și la noi în casă, dar și mergând în fața altarului, aprinzând o lumânare și spunându-ne o rugăciune. De asemenea, bucuria asta o mai putem vesti și prin colindă și îndemn pe cei care ne urmăresc să nu își uite tradițiile, să nu uite de colinda tradițională, să nu uite de valorile pe care satul românesc le-a avut cândva. Nu pot să-mi iau la revedere de la tine până să ne spui două, trei cuvinte despre port. Știm că obișnuim să ne etalăm cei care avem, dacă nu ne achiziționăm costume noi, dar cei care avem obișnuim să ne etalăm de sărbători zestrea populară și te întreb dacă și Crăciunul este una din perioadele în care ar trebui, uite, să îmbrăcăm costumul popular. Da, poate fi și Crăciunul o sărbătoare prin care să ne etalăm costumul popular. De obicei în satul românesc se începe tocmai de când era lăsatul săcului, să începeau șezătorile, oarecum să începeau procesele de construire a cămăși tradiționale, care se întindeau până către Paști și oarecum noile achiziții sau noile lucruri confecționate să arătau în fața mulțimii din sat, acolo la biserică de Paști. Dar putem să ne etalăm și costumele populare de Crăciun și chiar îndemn pe oamenii care au port popular să meargă și înspre biserică într-un costum popular, pentru că așa putem fi mai aproape, deși nu și de generația tânără. Spune-ne câteva lucruri care țin până la urmă de conservarea costumului popular. Mi-ai spus clar că vorbești cu oamenii care încă mai știu să coase cu mânuța lor vechile modele care existau pe costumele populare din diferite zone ale județului și pe de altă parte știu că există din ce în ce mai puțini oameni care încă mai știu să facă opinci. Da? Și foarte puțini oameni care și le și achiziționează, chiar și numai pentru lada de zestre, ca să zic așa. Da, ultimul material pe care o să-l urmărească telespectatorii o să fie culelea floare de la Runcu Salvei, care dumneai ultima obișnăcăreasă de la noi din județ. Are 84-85 de ani lelea floare, dar are atâta viață în ea, eu de multe ori când mă duc la ea, mă gândesc oare de unde atâta putere când eu la 25 de ani parcă de multe ori abia mai răzbesc în câte o zi să mai fac una și alta. Costumul popular, costumul tradițional, probabil așa ar fi corect ca să discutăm, se păstrează destul de simplu. Țăranul român întotdeauna au găsit modalități de conservare a costumului tradițional și au îndreptat atenția înspre natură. Ele erau păstrate în lada de zestre cu frunză de nuc, ca să nu dea emolia, sau floarea de iasmin, care are un miros destul de puternic și înlătura molia din costumul popular care s-a așezat la căldură. Uite, am învățat un secret, ca să zic așa, și cred că... Să știți că și în dulapul meu, aici la București, mi-am adus de acasă astă vară, mi-am adus niște frunze de nuc, i-am pus costumele tradiționale. Da, este o provocare pentru că cei care au costumul tradițional, eu cred că ar trebui să îl poarte cu mândrie și să-l îngrijească pentru a lăsa moștenire generațiilor următoare, pentru că ceea ce găsim astăzi pe piață, ca să zic așa, nu se poate compara cu ceea ce avem lăsat de la moși strămoși.
Corect. Eu am bucuria că am reușit să adun, să spun așa, să achiziționez de la bătrânii satelor costume tradiționale. Am în Lada Dezastru undeva la 200 de bucăți cap-coadă, dar mai prețios decât asta e faptul că fiecare costum pe care l-am achiziționat spune o poveste. Iată, pieptarul pe care îl port în seara asta e de la Badea Leon Mănăstire din St. George, băi, nu mai trăiește dumnealui. Mi-ar fi fost drag ca să am și pieptarul femeii, dar din păcate și-o dorit tare mult ca să o pună cu ea atunci când o să plece din lumea asta, lucru care s-o și întâmplat. Și la fel, cămașa se află tocmai de la Zagra, din satul Suplai, de la Lelea Lucreță, și majoritatea costumelor populare. Trebuie să spunem o poveste atunci când venim în fața oamenilor. Și dacă am luat acul în mână, cred că fiecare ne-am putea coase povestea noastră pe o bucată de pânză. O adevărată provocare. Dar opinci, ți-ai achiziționat? Absolut. Am fost în urmă cu 2 săptămâni la Lelea Floare. Am zis că mă duc să mai achiziționez 2 triperi de opinci, că nu știu cât mai trăiește Lelea Floare și să nu rămân fără ele. Eu zic să mergem și noi împreună cu tine printr-un material la Lelea Floare, pentru că cu siguranță avem numai lucruri bune de învățat. Lăche mai găzăriță, la mulți ani cu bine, și ne șerbi o liboviță, la mulți ani cu bine, ni șerbi cu săcăre, la mulți ani cu bine, că noi ia la umbie, la mulți ani cu bine. Să și gazdă veselos, la mulți ani cu bine, colinda să și ia vos, la mulți ani cu bine. Pe vremea dumneitale, când erai băită, cum era cu colindatul pe aici, pe Rucu Salve? Dar cum era colindat? Luam o trăistuță, ne da niște nuși, niște mere, nu da nimeni bănuț, dar ne părea bine că avem și de alea avem. Meream cu trăistuța și învlam cum putem învlam. Meream la colinda. Vi se dădeau mere, nuși mai mere, de mult. Mere, nuși? Cine să zeie? Nu era bani cam. Cam de pilașor începe colindatul. Pe meream, de la 7 și umblam tăsat umblam. Tăsat umblam. Și vineam cu trestuța, plină de tătii și ele vineam. Îmblau și femei și băieți la oaltă. Da, meream la colindat, pe la femei, meream. Eu după ce m-am luat cu Dumitru, meream la colindat, pe la oameni, pe am avut 5 nepoți. Dar am 5 nepoți, am copii botezat la șine și la nepoate, 67 de copii am botezat la șine și la nepoate. N-a fost 7 oci în câți am fost și ne-a fost cu Dumitru când a fost. Ce să fac? Înseamnă că ați avut de îmblata colinda. Am avut de îmblata colinda și-o mai eu ușe dușei. Dușeam carne, câte un ciuri de carne de țâr ca să aibă fomeie să facă la tătă casa de mâncare. Am duc tot felul de dulcețele, gata în tot zile gata, dar eu dușeam pe vremurile alea. Să boteza copiii în cămeșă bărbătească care era fișur și care era fată în pole. În pole? În pole, așa să boteza mai de mult copiii. Și dușeam acolo și aveam, dușeam țuică, toate șere dușeam, de 3 ori meream la moșă. Omul de rând cam ce își punea pe masă de Crăciun? Toate șele punea, și avea. Toate șele însemnând ce? Da, păi nu era cam atâtea bunătăți. Era cârnață, acolo te iau un iopurșir, era mulți în casă și pășeai cum puteai. Că și noi am fost 3 copile la mama, mama a rămas năcăjită, ne-a crescut cum a putut, ești de tată, n-am știut ce să faci. Am avut noroc, am avut un moș pe tata lui mama și ala a fost la taur, la graj, la taur acolo și ala ne-a ținut săracul. Dormeam pe cuptiori, mai de mult. Atâta de bine părea că dormeam acolo pe cuptiori, cuptioarele scoase acolo în afară și ne pășea găluște și mâncam. Toate și alea aveam, ne da de mâncare. Cum îi se dorm Floarea acolo pe cuptior? Vai, foarte bine era, Doamne, ferește pe tătăl meu. Ne fășea tâna, fășea pită în cuptiori, câte 5 pite fășea. Pe frunză de cureți, pe frunză de păpușoi, punea slănină și punea cârnați. Doamne, bune era tătucă și rizor. Mai mare drago. Și șerbea fălsule în vatra focului acolo la cuptior șerbea. Nu era cam atâtea răgază și atâtea minuni. Aia e pe viață mai de mult. Și ce să faci? Mama ne-a crescut cum a putut, că de tată n-a știut.
Să ducea la sășerat în saș, ne-a ducea nouă brânza, coleașă cu brânză, să avem pe șeia zi, până ne-a deșteptat noi. Și după ce ne-a deșteptat, de 10, ai de 12, ne-a luat cu el la sășerat în sat și ne-a câștigat pita și de toate zilele. Și iată că mai trăiesc, am 80 de ani și 9 luni. Împlinesc 81 de ani, împlinesc mâna la altă, 7 mai. Coboretă, coboret, la mulți ani cu bine, Maica Sfântă pe pământ, la mulți ani cu bine. Mi-e jocul satului, la mulți ani cu bine, la casa bogatului, la mulți ani cu bine. Bună seara, om bogat, la mulți ani cu bine, gata-i și nade și nat, la mulți ani cu bine. Gata-i, gata-i, nu de voi, la mulți ani cu bine, că e mari boieri ca noi, de mulți ani cu bine. Dumnezeu s-a supărat, la mulți ani cu bine, și de acolo s-a luat, la mulți ani cu bine. În capătul satului, la mulți ani cu bine, la casa săracului, la mulți ani cu bine. Bună seara, om sărac, la mulți ani cu bine, gata-i și nade și nat, la mulți ani cu bine. Gata-i, gata-i, puțânge, la mulți ani cu bine, hai cu toți pângăie, la mulți ani cu bine. Că de une s-a găta, la mulți ani cu bine, Dumnezeu iară ne-a da, la mulți ani cu bine. Și de une s-a gole, la mulți ani cu bine, Dumnezeu iară împlini, la mulți ani cu bine. La anul și la mulți ani, mulțumesc frumos că ați venit la căsuța mea din bătrâni. Asta ar trebui să însemne, de fapt, sărbătorile de iarnă. Să fim sinceri, să fim naturali, să ne bucurăm în familie alături de cei dragi și oarecum să uităm de tot răul ce ne înconjoară și să vestim nașterea Mântuitorului. Sunt câteva lecții pe care le-am aflat în această seară alături de Iosif Ciunterei și oamenii pe care a reușit oarecum să-i imortalizeze, oameni care, uite, au ceva de împărtășit cu noi și cu generațiile care vor veni în urma noastră. Iosif, eu îți mulțumesc foarte mult pentru modul în care încerci să te implici, pentru modul în care tu ai ales să duci mai departe, uite, comori, să spun așa, ale țăranului român și nu pot să nu te întreb care e planul pentru viitor. În câte gospodării mai vrei să ajungi? Până la ultimul țăran, așa ne-am propus, până la ultimul țăran. Acum că o fi peste 5 sau că o fi peste 10 ani, așa îmi doresc ca să mă duc până la ultimul țăran și cât fișoarele și opșinșile de la lelea floare mor mai ține. Ce mesaj ai pentru acești oameni care cred că trăiesc oarecum într-o altă lume decât cea cu care noi suntem obișnuiți?
Păi să știe că lumea pe care eu le-o prezint e o lume reală. Să știți că și în ziua de astăzi omul de la țară încă mai face schimb la veșini cu 3-4 ou pentru un kilogram de zahăr. Nu pot decât să le urez să prindă sărbătorile de Crăciun cu bine și având în vedere că azi mâine ne bate și anul nou la ușă, decât să le urez la mulți ani cu sănătate și să ne vedem cu bine și în anul 2021. Oameni dragi, eu sper că v-a plăcut plăcere să depănăm multe amintiri alături de oameni simpli, alături de oameni care încă trăiesc altfel aceste sărbători. Iosif, îți mulțumesc încă o dată. Sper să ai și tu sărbători drag. Fericite în familie alături de frații tăi și mulțumesc de cei dragi. La fel. Doamnelor și domnilor, nu pot să-mi iau la revedere dumneavoastră fără să vă urez și eu sărbători fericite. Cu liniște și înțelegere în familie, copii cu minți, un moș darnic și mai presus de toate, multă sănătate. Eu sper să ne revedem cu bine în noul an și o să închei cu un la mulți ani.